iHunt este un producător de telefoane mobile și echipamente electronice sub brand propriu și importator în același timp. iHunt a oferit acționarilor rezultate foarte bune în ultimele trimestre. Acestea continuă. Vedem o cifră de afaceri cu cea mai mult de un sfert mai mare decât anul în 2020 și un profit net cu 31,52% mai mare, a ajuns la 5 milioane peste un pic peste 5 milioane de lei profit la 9 luni. Totodată vedem și o creștere a gradului de îndatorare semnificativă ca urmare a faptului că societatea este într-un moment de creștere accelerată, în timp ce lichiditatea curentă este un pic mai bună decât în urmă cu un an. În loc de 1.21, acum avem 1.32. iHunt oferă acțiuni gratuite acționarilor sub formă de majoră de capital social. Dacă anul trecut, din profitul aferent, un acționar ar fi putut să primească aproximativ 274 de acțiuni la fiecare 100 de ținute, acum, după majorarea de capital social din acest an, acest profit mai mare decât cel de anul trecut ar da dreptul la 7 pentru fiecare 100 de ținute. Iată, avem aici și o zonă de poziție financiară mai detaliată, partea de active și datorii, respectiv capitalul proprii. Vedem o creștere semnificativă la imobilizările necorporale și asta a dus la o creștere cu 20% a activelor imobilizate, respectiv o creștere cu 80-60% a stocului și a creanțelor. Scuze. Și cu aproape 200% a casei și conturilor la bănci. Pe partea de venituri și cheltuieli, vedem că veniturile cresc în tandem cu cheltuielile. Traiectoria ascendentă este alimentată de intensificarea activității de comercializare pe fondul unei oferte ancorate la așteptările pieții și a managementului bun al stocurilor. Veniturile provenite de vânzarea mărfurilor contribuie în proporție covârșitoare, 96%, ușor în creștere față de trimestrul 3 al anului 2020. Primele 9 luni din 2021 au fost marcate de cheltuieli importante asociate cu schimbări de strategie de creștere sustenabilă în sensul dezvoltării segmentului de vânzări business to business și al diversificării ofertei de produse prin integrarea gamei Smart Home. Acesta a impus pe de o parte regândirea politicii și activității de aprovizionare și desfacere, respectiv achiziții de stocuri, investiții în promovare și marketing, dar și cheltuieli cu dezvoltarea intensivă de produse noi. În consecință, cheltuielile operaționale se majorează cu 27,92% în perioada de raportare, ne spun cei de la iHunt.